tipul de narator și perspectiva narrativă. Vom urmări trei aspecte: tipul de narator, perspectiva narrativă și tipul de focalizare. Bună ziua, dragi elevi! Unii dintre voi întâmpină încă dificultăți în a înțelege care sunt tipurile de narator. De aceea voi încerca să vă prezint aceste noțiuni dificile într-o altă abordare ușor de reținut, mai ales de către elevii cu inteligență vizuală. În primul rând, să vedem ce este naratorul. Naratorul este o voce cărei autorul îi încredințează misiunea de a povesti faptele, de a descrie locurile și personajele. Ne imaginăm că acesta este naratorul. În dreptul capului vom nota o clasificare făcută în funcție de ceea ce naratorul știe despre personajele sale. În dreptul buzelor, o clasificare făcută în funcție de veridicitatea faptelor rostite prezentate de narator. În dreptul inimii, o clasificare făcută în funcție de gradul implicării afective a naratorului. Și în dreptul piciorului, observăm dacă naratorul este prezent în operă ca personaj, pășind în lumea ficțională sau a rămas în afara lumii plăsmuite de el. Astfel, în dreptul capului, în funcție de informația deținută, avem narator omniscient sau demiurg, atotștiutor, sau uniscient, când știe totul dintr-o singură sursă, mai ales dacă este narator personaj. În dreptul gurii, în funcție de ceea ce rostește, avem narator credibil sau necredibil, cum se întâmplă în basme. În funcție de implicare afectivă, adică în dreptul inimii, narator subiectiv, implicat afectiv când relatează la persoana întâi, sau narator obiectiv, neimplicat afectiv, detașat, când relatează la persoana a treia. Și în dreptul piciorului, în funcție de prezența sau absența în operă, avem narator omniprezent, adică prezent pretutindeni în operă, narator extradiegetic sau heterodiegetic când se află în afara operei, la masa de lucru și inventează o poveste, sau narator intradiegetic prezent în operă. Aici avem mai multe categorii: A mic, narator autodiegetic sau personaj; B mic, narator homodiegetic, adică martor, când asistă la evenimente, dar nu este personajul principal; și colportor, când istorisește o poveste auzită de la altcineva. Perspectiva narrativă. Ce este perspectiva narrativă? Este tocmai acea subiectivitate sau obiectivitate narrativă despre care am vorbit. Astfel, în funcție de implicare afectivă, naratorul este subiectiv, asta înseamnă perspectivă subiectivă, sau narator obiectiv, adică perspectivă obiectivă. De pildă, în enunțul următor, sesizăm perspectiva subiectivă în care naratorul este implicat afectiv prin relatare la persoana întâi. De exemplu, nu știu alții cum sunt, dar eu, când mă gândesc la locul nașterii mele, la casa părintească din Humulești, parcă îmi saltă și acum inima de bucurie. Aici însă, perspectiva este obiectivă, naratorul rămânând detașat, relatând la persoana a treia. De exemplu, Națel, din zi în zi, tot mai mult era stăpânit de gândul că Persida e o grea sarcină pentru dânsul. El însă nu putea să o părăsească. Compară. Perspectiva subiectivă. Vai, cât de repede trece timpul! Perspectiva obiectivă. Mai sunt 5 minute până se termine examenul. 3. Tipul de focalizare. Ne imaginăm că acesta este naratorul și acesta este personajul. Dacă naratorul știe ce gândește și ce simte personajul, focalizarea este 0, adică naratorul pătrunde până în punctul 0 al minții sale, adică naratorul știe mai mult decât personajul, relatând la persoana a treia, viziunea fiind din spate. De exemplu, se gândea la ea, lucru care îl făcea din ce în ce mai trist. Dacă naratorul nu știe ce gândește personajul, focalizarea este externă, adică naratorul știe mai puțin decât personajul, viziunea fiind din afară. Naratorul rămâne detașat, impersonal, relatând la persoana a treia, iar cititorul nu află gândurile personajului. De exemplu, nu știm ce i-a spus, dar, după chip, nu părea să fi primit o veste bună.
Iar dacă naratorul este identic cu personajul, focalizarea este internă. La focalizare internă, relatarea se face la persoana întâi, naratorul fiind egal cu personajul, viziunea se numește împreună cu. De exemplu, eram însurat de 2 ani și jumătate cu o colegă de la universitate și bănuiam că mă înșală. Prin urmare, când identificăm naratorul dintr-un text, avem în vedere 3 aspecte: tipul de narator, perspectiva narrativă și tipul de focalizare. Sper că v-au fost utile aceste informații și veți reuși să identificați corect aspectele menționate. Pe curând!